Scandalul a izbucnit duminică după amiază, după ce tânărul s-a drogat folosind mai multe substanțe interzise. În plină criză și-a luat apoi tatăl la bătaie, iar mai târziu s-a baricadat în apartament pe care l-a vandalizat. Chemați de tată, jandarmii au fost nevoiți să intervină folosindu-se de scuturi, deoarece tânărul arunca în ei cu tot felul de obiecte. Poate să duci în geambic și pune-l. Mâinile la spate! Mâinile la spate! Sus! Gata! Ce ai tu acum? Te-a supărat cineva? Te-am supărat noi cu ceva? Cu taicul tu ce ai? Vezi că e om în vârstă, ce ai cu taicul? Hai! Dar mai tău unii gozmi. La p*** în Spania. Nu știu. Într-un final, oamenii legii au reușit să-l imobilizeze și să-l conducă la ambulanță. Tânărul va fi supus și unui examen medical de specialitate.